Sâmbătă și duminică vor avea loc jocurile din cadrul etapei a treia din campionatul județean de fotbal Liga a patra. Gloria Berevoiești întâlnește pe teren propriu formația a doua a celor din Bradu, Real, într-un joc în care galben-negri pornesc cu prima șansă la victorie. Începutul bun de campionat, o victorie și un egal, îi conferă dreptul formației pregătite de Alin Durdun să vizeze toate cele trei puncte puse în joc. Formația nou înființată a câmpul lungului, ACS Inter, va evolua în deplasare la Suseni, acolo unde va da piept cu formația locală Olimpia. Mușcelenii, fără punct în aceste două etape scurse din campionat, vor să plece neînviși de la Suseni, iar un rezultat pozitiv duminică poate însemna revirimentul echipei pregătite de Liviu Hapaine și Ovidiu Tică. Tabloul complet al etapei a treia din campionatul județean de fotbal, Liga a patra, este următorul. Ase Olimpia Suseni, ACS Inter Câmpulung. Ce se Athletic Bradu 2, ce Albota 2012, Ase se Colibaș, AS Viitorul Ștefănești 2007, ACS se Unirea Bascov ce Sporting Pitești, Ase se Poiana Lacului, ce se DLR Pitești, Ase Micești 2002, ce se Mioven 3, ACS se Gloria Berevoiești, ce se Real Bradu, Ase Victoria Buzoiești, a se Basarab Curtea de Argeși.